Ok, înainte de a începe acest episod, aș vrea să-i fac o promovare lui Pro Gamer Tudor YouTube. El are 35 de abonați și face în general videoclipuri cu Minecraft. Are o calitate video și audio decentă. Aveți un link în descriere și adunătoare pe ecran ca să vă abonați și la el, să îi dați câte un share, un comentariu, știți voi tot acum. Și haideți să trecem la episod. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria de Survival Games. Ca de obicei, vreau să vă reamintesc foarte rapid să apăsați pe butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri pentru acest episod. De preferat peste 300, ținând cont că a început școala, deja 300 de like-uri au început să fie multe. Dar ideea e că astăzi o să vă vorbesc despre altă chestie, pentru că foarte mulți mi-ați zis: băi Edi, de ce nu faci tu o serie de CS? Pentru că și așa ești global, de ce nu faci o serie de CS? În tot acest timp am tot încercat să ajung global. Efectiv, m-am chinuit câteva luni de prin mai, cred, până acum o lună, să fac globalul pe CS. Da. Am reușit să fac globalul și nu m-am mobilizat eu chiar așa repede să filmez, ce-i drept. Din cauza asta, nu am reușit să postez. Bun, ideea e că s-a făcut un update acum câteva zile pe CS. Un update jalnic, aș putea spune. N-am alte cuvinte pentru acest update. Efectiv e un update foarte, foarte prost. Deci au schimbat niște animații, au schimbat chestia aia la bombă când ai defuse, au schimbat mai multe chestii, ei au încercat să facă jocul mai realist. Dar nu prea au reușit. Adică deloc. Să mă... Ah, fuck. Deci, ideea e următoarea. Aș fi început seria de CS, numai că în momentul de față pur și simplu nu mai joc CS, până când nu se va face un update, pentru că e aiurea. Deci efectiv e aiurea să joci CS acum. Pur și simplu ți se pare că toată lumea dă din mers cu mâna la ochi. Deci zici că au luat toți flash în bot și dau din mers ca niște codați, na. Și chestia asta nu e normal. Adică, bun, schimbi modelele ca să fie mai ok, bă, da. Uită-te și tu să nu arate jalnic când vine unul și trage după tine. Deci efectiv am jucat un match și efectiv aia era părerea mea. Deci pur și simplu așa vedeam eu lucrurile. Mi se părea că fiecare kill era făcut din mers. Mă rog, din perspectiva mea, când m-a omorat cineva. Nu știu cum eram eu văzut când omoram pe cineva, de exemplu. Dar bănuiesc că, na, la fel. Din moment ce eu am pățit asta, cred că nu sunt singurul. Mă rog, acum nu știu ce părere aveți voi de update-ul ăsta. Adică unii spun că, mamă, ce update au făcut ăștia, că e foarte șmecher și nu știu ce. Mă, să zic că unele animații sunt ok, să zicem. Dar unele sunt foarte proaste, adică... Hopa. Îmi vibrează și telefonul, ar trebui să-l pun pe silențios. Au, a picat și ceva pe jos, ce tare. Opa. Ce faci, patroane? O să-l bă pe ăsta acum. Iar i-am dat foc. Pff. Slab. Punem asta repede. Bă, că n-am sabie decât pe asta. Hai să mă duc pe ei. Bun, deci revenind. Aș fi început seria de CS, deci chiar aș fi început-o. Dar momentan aștept update. Da, după update o să mai vorbim noi de seria asta, pe care oricum vreau să o încep. Dar momentan nu. Hopa. Hopa. Mamă, frate. Deci momentan, hai să moară Franța. Ce mi-a dat ăsta să-mi bag picioare? Da. Fuck, nu i-am dat foc. Ceea ce e destul de prost. Da.
nu prea mă voi putea concentra să comentez în continuare, pentru că vine ăsta după mine și mai am fix 3 inimi. Wow. Și în curând o să le pierd și pe astea. Bun, trebuie să mă gândesc la o strategie. Trebuie să mănânc gheppelul ăla neapărat, dar cum? Cred că așa. Nu e rău. Așa. Mamă, deci am pus la focul ăsta. Cred că s-a săturat omul să vină după mine. Să mor eu. Așa, hai să iau asta pe aici. Nu te cred cu aia. Nu te cred cu aia. Deci vine să-mi bag. Ah, ce mă enervează jocul ăsta, frate? Ce mă enervează jocul ăsta de căcat? Să mor eu. Uite mă, vine după mine. Să-mi bag pula mătă. O, oh, doamne. Bun, revenind. Wow, ăștia sunt timp de 3. Să-mi bag pula în voi, mă. Coaie, cum dă ăla? Deci nu mai înțeleg nimic din meciul ăsta. Nu, nu, te rog. Deci, lăsați-mă în pula mea. Nu mai. Uite-i, coaie, cum sunt ei. Uite-i. Hai, nu îmi zice că dai și tu mine, că îmi bag pula și din. No, uite-i mă, frate, ei sunt cei trei de la răsări să mor eu. Tim, faci tim. Așa, bun. No, nice. Nu spune că de ăsta în mine să mor eu. Așa, bun. Yeah. Ce mă enervează ăștia, mă, să mor eu, ce mă enervează? Uite, mă, cât sunt? 4! Să-mi bag pula în ei! Hopa, le-am dat foc. Au, oh, fuck. Așa. I-am mai dat hituri și lui ăla. Nea, dă-te, dă-te dracu, mă. Iaoleu. Deci, da. Încearcă să joci survival games, dacă poți. Aoleu, vin și ăștia acum. Evident. Tot în mine dai coaie, what the fuck? Doamne. Să-mi bag picioarele, mai dă și mine asta. Oh, lol, l-am bătut pe unu. Ah, lol. Lol, l-am bătut și eu pe unu. Să-mi bag. Deci, dacă mi iese meciul ăsta, sunt. Mamă. Așa. Hai să-mi pun asta repede. Ia, frate, ia, frate. Au, oh, fuck. Să-mi bag piciorul în ei. Să-mi bag pula în voi, bă. Deci, efectiv, eu pun meciul ăsta. Deci, nu, coaie, deci nu mai pot. Nu mai pot. Mă chinui de peste o oră, deci cred că de o oră și ceva să filmez un fucking episod. Știați de ce specimene dau coaie? Oh, e greu coaie cu ăștia, e greu. Bun, uite un FNS pe jos. Nobs, LTP. Măga mi-aș pula, Tommy, îmi dai log la mesaj. N-am, frate. N-am, mă, fraiere. Na! Nu cred! Nu te cred, coaie! Dă-vă morții, mătii! Dă, nu mai știu nici să înjur, să mor eu. Dă, deci du-te în pula mea de MCSG. V-am pupat, eu am fost Eddie, salut!